Bună ziua, mă numesc Marco Irina, sunt reprezentant al SC Ramax SRL, aparținătorul magazinului magazinfermierului.ro. Noi suntem în domeniul fitofarmaciștilor din anul 2008, dar în domeniul agricol putem spune că este din moș-rămoș. Bunicii noștri au făcut agricultură, părinții noștri au făcut agricultură, iar noi continuăm. Lucrăm cu compania Bayer încă de la început. Suntem foarte mulțumiți de produsele lor. Colaborarea noastră este foarte fructuoasă cu ei. Tot timpul ne găsim sprijinul de care avem nevoie în consultanță, iar noi putem atunci veni în sprijinul clienților noștri. Suntem în zona legumicolă Târgu Frumos, iar în împrejurime avem bazinul viticol Cotnar și pomicol Sârca. Anul 2021 nu a fost un an cu probleme majore. Vremea, temperatura a fost favorabilă agriculturii. Probleme majore au existat în 2020, când tuta absolută ne-a lăsat fără culturi și ne-a afectat foarte mult. Sperăm ca anul ce vine să nu fie cu probleme majore. Suntem în plin proces de înființare a răsadurilor pentru culturile din 2022. În acest sens folosim produsul Previcur, un produs al firmei Bayer, produs de către firma Bayer, care vine, este de un real succes și singurul produs utilizat în căderea plantuțelor. Piața este într-o continuă schimbare, iar trendul acum este înclinat spre piața produselor biologice. Toată lumea înclină pentru agricultură ecologică și atunci folosesc produse biologice. În acest sens, noi am adus produsul Flipper al companiei Bayer. Să putem veni în ajutor clienților noștri, sperăm ca gama produselor biologice să se diversifice cât mai mult în viitorul apropiat, iar clienții să fie cât mai mulțumiți. Compania Bayer ne-a venit în ajutor în perioadele în care clienții noștri, agricultorii, au avut probleme cu culturile. Ei ne-au oferit consultanță prin reprezentanții zonali, au fost dispuși și au realizat simpozioane în zonă pentru a aduce lămuriri agricultorilor în problemele pe care le-au întâmpinat. Ne-au adus materiale promoționale prin care am aflat de noile produse, de înlocuitorii produselor care s-au scos. Nu se poate agricultură fără protecția plantelor. Este clar, dăunătorii sunt din ce în ce mai rezistenți, din ce în ce mai mulți. Iar performanțele agriculturii țin foarte de performanțele produselor de protecție a plantelor și de corectitudinea aplicării lor. Piața și trendul este înclinat spre biologic. Toată lumea caută produse biologice cu efect îndelungat, omologate pe cât mai multe culturi și la cât mai mulți dăunători. Toată lumea sau cea mai mare parte a clienților doresc o trecere cât mai ușoară prin cultură, nu vor intervenții necesitatea stropirilor repetate, vor cât mai repede să stopeze boala. În România, prevenția este un domeniu unde nu suntem chiar așa de bine. Angajații magazinului fermierului sunt specialiști în domeniul agricol cu studii de specialitate. Ei vin în sprijinul fermierilor oferindu-le o consultanță de calitate și soluții viabile în rezolvarea problemelor lor. Mulțumim companiei și reprezentanților Bayer pentru sprijinul acordat. Sperăm ca în viitor să avem o colaborare la fel de fructuoasă și pentru anul ce vine ne dorim cu toții recolte bogate. Bună ziua, numele meu este Cristina Ditot, sunt reprezentantul companiei Bayer pe zona Moldovei, în segmentul de culturi horticole. Astăzi ne aflăm în zona Târgu Frumos, un bazin legumicol cu tradiție. În bazinul Târgu Frumos întâlnim o suprafață de aproximativ 100 de hectare de legume cultivate în câmp și undeva la vreo 50 de hectare de solarii. Culturile predominante sunt tomate, castraveți, ardeioase, rădăcinoase. Astăzi ne aflăm la magazinul Fermierul, fitofarmacia SC Ramax SRL, fitofarmacie cu o vechime destul de însemnată în zona Târgu Frumos.
Fitofarmacia acoperă o arie destul de diversă, atât în sectorul legumicol, pomicol, cât și viticol. La fiecare început de sezon, compania Bayer vine în sprijinul fitofarmaciilor și a specialiștilor din fitofarmacii cu diverse materiale promoționale, cataloage, pliante, ghiduri, pentru a ușura munca specialiștilor din fitofarmacii. În sprijinul clienților, compania Bayer a lansat și site-ul Bayer Agro Solution. Acolo găsim răspuns la mai multe întrebări legate de produse, de doze, de omologări. Trendul este spre o agricultură cât mai organică. În acest sens, compania Bayer are două insecticide acaricide, Flipper și Regvie, iar pe partea de fungicide, amintesc de Serenade și Sonata. În partea de pomicultură, fără reziduri, avem capcana decis trap, care ajută fermierul în a elimina un tratament cu un insecticid. Compania Bayer acordă o atenție de peste 10 ani segmentului de fitofarmacii, ținând cont că fitofarmaciile sunt o punte între noi, reprezentanții Bayer și fermieri, deoarece, mai ales în legumicultură, numărul fermierilor sunt foarte mari, nu ne permite timpul ca în plin sezon să ajungem la fiecare în parte. Atunci, prin ajutorul specialiștilor din fitofarmacii, suntem prezenți cam la toți fermierii din această zonă.